De la Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. În primăvara anului viitor, gazoductul Iași-Ungheni va fi operațional 100%, spune Ramona Mănescu, ministrul român de externe, care a făcut astăzi o vizită pe șantierul conductei, însoțită de omologul său Nicu Popescu. În urma protestului de astăzi al transportatorilor, reprezentanții Ministerului Economiei spun că o eventuală majorare a prețurilor biletelor trebuie să vină și cu o îmbunătățire a serviciilor de transport. Încet, dar sigur, Republica Moldova devine o importantă destinație pentru turismul stomatologic. La asta contribuie prețurile de 4 ori mai mici decât cele din Europa, dar și noile curse aeriene low-cost spre Chișinău. În urma scandalului Ucraina dintre Donald Trump și Congresul American, Casa Albă a anunțat că nu va coopera la ancheta inițiată pentru o eventuală procedură de destituire a președintelui. Ministrul Afacerilor Externe al României, Ramona Mănescu, se află într-o vizită în Republica Moldova la invitație omologului său Nicu Popescu. Cei doi oficiali au făcut o vizită pe șantierul de construcție a branșamentului Ungheni-Chișinău, care face parte din gazoductul Iași-Ungheni. Cu detalii vine colegul meu, Gheorghe Lungu, aflat chiar pe șantierul conductei de gaz. Bună seara, Gheorghe, te ascultăm! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Unul dintre proiectele ambițioase pe care România s-a angajat să le realizeze alături de Republica Moldova și Uniunea Europeană este construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Astăzi, ministrul Afacerilor Externe a României, Ramona Mănescu, a efectuat o vizită la Chișinău, unde alături de omologul său, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, au vizitat mai multe șantiere de construcție a gazoductului. În urma acestei vizite, ministrul Afacerilor Externe a României, Ramona Mănescu, a declarat că construcția gazoductului gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău va fi funcțional în totalitate în primăvara anului 2020. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău are o lungime de 120 de kilometri, iar costurile acestuia se ridică la 68 de milioane de euro. Totodată vreau să vă zic că cei doi miniștri au semnat astăzi și o foaie de parcurs în care România s-a angajat să implementeze și mai multe proiecte în Republica Moldova. Șeful diplomației din România a declarat că Republica Moldova trebuie să-și mențină parcursul european, iar investiția în acest gazoduct va ajuta Chișinăul să scape de dependența de gazele din Rusia. Eu am văzut că acest guvern este foarte angajat, foarte determinat să păstreze acest parcurs european. Au un dialog foarte bun cu Uniunea Europeană, cu toți partenerii occidentali. Noi vrem să susținem Republica Moldova în parcursul european într-un mod foarte practic. Prin acest tip de proiecte, care rămân și sunt pentru Republica Moldova, România a investit foarte mult aici și cred că nu am greșit, am făcut o investiție foarte bună. Nicu Popescu a spus că apreciază sprijinul acordat de România, menționând că gazoductul este o investiție în viitorul țării. Prin această conductă, Republica Moldova va fi conectată la rețeaua de gaze din România și din întreaga Uniune Europeană. Este foarte important ce faceți, este o investiție în viitorul securității energetice a Republicii Moldova. Prin aceste acțiuni faceți istorie pentru Republica Moldova, pentru România. Este de o importanță vitală pentru Republica Moldova să aibă mai multe surse de energie, de gaz, pentru că de asta depinde calitatea vieții a cetățenilor noștri. Am început deja pregătirea profesională a salariaților care există acum în România, în centre de formare de la Transgaz, vizite în obiective similare de la Transgaz, ca să capete experiența necesară. Ramona Mănescu este în prima sa vizită oficială la Chișinău în calitate de ministru al afacerilor externe din România. 20 de salvatori din Republica Moldova au fost instruiți să acorde primul ajutor medical în situații de urgență. Pregătirea lor face parte dintr-un proiect mai amplu finanțat de guvernul Poloniei. În Telejurnal vă spunem mai multe despre acest program.
Aproape 600 de curse interurbane au fost astăzi suspendate în semn de protest. O parte din microbuze au staționat în satele și raioanele din Republica Moldova, altele au tras pe dreapta chiar în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Transportatorii auto au cerut scumpirea biletelor pe aceste rute. Reprezentanții Ministerului Economiei spun că o eventuală majorare a prețurilor trebuie să vină și cu o îmbunătățire a serviciilor de transport. Transportatorii au claxonat în fața guvernului în speranța că măcar cineva din autorități îi vine să stea de vorbă cu ei, dar în zadar. Reprezentanții Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto bat de aproape 3 luni la ușile Ministerului de Economie și tarifele pentru călătorii încă nu au fost ajustate. Ei își doresc majorarea de la 48 de bani până la 92 de bani pentru un kilometru. Transportatorii au sperat că măcar guvernarea actuală să schimbe situația. Aceia și-au bătut joc de noi. Dar întrebarea, de ce și voi vă bateți joc de noi? Deci, noi acum nu ne temem să ieșim la protest și asta ce înseamnă? Că nu putem ridica problema tarifului, de ce? Că ne-am temut, atunci protestăm. Premierul le-a răspuns transportatorilor auto și așteaptă de la ei îmbunătățirea calității mijloacelor de transport. Doar atunci se va putea discuta despre o majorare. Noi suntem țară săracă, oamenii au venituri foarte mici și aprobarea majorării tarifelor nu se face așa cum cred unii reprezentanți ai acestei industrii. Protestatarii sunt nemulțumiți și de salarii, nu numai de reacțiile pe care le au autoritățile la cererile lor. Salariul vostru ar trebui să fie de 2000 de lei, pe care ei consideră că e ceva normal în tariful de 48 de bani kilometru. Și după asta ei ne spun, schimbați condițiile de confort a pasagerilor. Cum să schimb dacă ei au prevăzut mașini de 25-30 de ani? La protestul microbuzelor l-am găsit și pe Constantin Spânu, care s-a întors în țară acum câțiva ani, în speranța că va găsi un loc de muncă bine plătit acasă. Fiind șofer, bărbatul are un salariu de doar 2500 de lei, bani care abia îi ajung să își întrețină familia. În momentul de față sunt cu mult mai puțin călători. Au scăzut la, cred că, 20% de cum erau de jumătate de ani în urmă, au plecat pe știe hotare. Prețurile sunt mari, nu consumul mare de combustibil. Șoferii se plâng că zilnic au cheltuieli imense. Piesele sunt foarte scumpe, motorina s-a scumpit și nu o să ajung bani pentru cheltuieli și pentru tehnică și pentru salariile oamenilor. Eu am venit să-mi dăi zarplată, să-mi dăi și trebuie să mă ajute pe mine copiii, să mă ajute. Eu niște... Deci salariul aveți? 38, până 3.000 de lei am. Transportatorii amenință cu proteste până când solicitarea de majorare a tarifului va fi acceptată. Timp de 5 luni din această ramură au plecat 400 de angajați. Citat astăzi pentru audiere într-un dosar penal privind spălare de bani, Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat. În fața procurorilor anticorupție a venit doar avocatul fostului lider al democraților. Acesta a depus și o cerere de amânare, astfel încât audierile să aibă loc atunci când Plahotniuc va reveni în Republica Moldova. Procurorul de caz urmează să examineze cererea de amânare și să se pronunțe. Între timp, avocații lui Vlad Plahotniuc sunt indignați de modul în care clientul lor a fost citat pentru audieri. Potrivit lor, anchetatorii nici nu au încercat să-l contacteze pe telefon sau prin intermediul avocaților. Îmi pare rău. Procurorii consideră că Facebook-ul este cea mai bună metodă de a cita. Noi din luna iulie am anunțat că suntem avocați domnul Plahotniuc și aș fi putut cu certitudine să ne anunțe pe noi. Credeți că nu trebuie să facă publică citația pe Facebook? Noi vom depune plângere în privința aceasta. Revenit de la audieri, Vlad Roșca a declarat pentru presă că încă nu știe în ce dosar e vizat fostul lider PD. A menționat doar că urmărirea penală a fost inițiată pe 23 septembrie 2019. Mi-a comunicat descrierea întreprinderii care ar fi participat în acest dosar. Eu nu cunosc aceste întreprinderi. Aparțin domnul Păcăduc, nu-i aparțin. A participat, nu a participat. Care e situația? Este poziția procuraturii astăzi. Avem ceea ce avem, deci noi vom studia, voi discuta cu clientul. Apărătorii lui Vlad Plahotniuc au fost rezervați în declarațiile privind unde se află acesta, dar și când se va prezenta în fața justiției. Cu certitudine, domnul Plahotniuc nu va veni mai devreme decât 3 săptămâni.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, Plahotniuc este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. În citația făcută publică se arată că în cazul în care el nu se va prezenta, oamenii legii îi pot aplica amenzi judiciare sau chiar pot să-l aducă silit pentru audieri. Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova imediat după preluarea puterii de către coaliția PSRM Acum. Se vehiculează că acesta s-ar afla în Statele Unite ale Americii. Verdict definitiv al Curții Constituționale. Judecătorii care l-au condamnat pe fostul premier Vlad Filat nu mai au dreptul să-i rejudece dosarul. Magistrații în altă instanță au stabilit că judecătorii care s-au pronunțat asupra vinovăției unei persoane nu mai sunt în drept să examineze cererea de revizuire a sentinței de condamnare a respective persoane. Fostul premier Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. După o hotărâre CEDO privind condițiile inumane și degradante de detenție, pedeapsa fostului prim-ministru a fost redusă cu un an și 9 luni. Potrivit legii, persoanele deținute cel puțin 10 zile în condiții inumane ori degradante pot solicita reducerea pedepsei sau despăgubiri bănești. 20 de salvatori au fost instruiți să acordă primul ajutor medical în situații de urgență până la venirea echipelor de medici. Cursurile au fost ținute de formatori ai Ordinului Medical Maltez din Polonia. Aceștia au arătat cum se execută corect o resuscitare cardiacă sau cum se acționează în timpul leșinului sau stărilor de sufocare. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență spun că astfel de instruiri sunt binevenite pentru că au avut astfel de situații de risc și nu au știut cum să procedeze. Au fost petrecute exerciții anume de simulare a situațiilor de acordare în primul ajutor medical în caz de asfixii mecanice, în caz de electrocutări, în caz de incendii, fracturi, hemorogii. Cursul a durat 10 zile, iar astăzi salvatorilor le-au fost înmânate certificatele de absolvire. Tot astăzi, guvernul Poloniei a donat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență un echipament medical de ultimă generație în valoare de 57.000 de euro. În cazul respectiv, vorbim și de sistemul de situații de urgență și de salvarea de vieți omenești. În primul rând, este nevoie de voință. Aceasta există. Voință există. Sunt și oameni foarte harnici. Din mai multe motive, până acum, poate unele lucruri încă nu au fost posibile. De aceea venim și noi cu un ajutor în diferite feluri, în cazul respectiv cu acest echipament. Acest echipament donat este bine că este complementat de către aceste instruiri, acea curiculă care a fost pregătită, fiindcă bunele practici, bună experiență este tot timpul utilă pentru noi cei din Republica Moldova. În total, activitățile proiectului sunt estimate la peste 247.000 de euro, bani oferiți de Ministerul Polonez al Afacerilor Externe. Proiectul va dura până pe 31 decembrie 2020 și în cadrul lui alți 100 de salvatori vor fi instruiți să acorde primul ajutor medical. Tot mai mulți locuitori ai Chișinăului își doresc în blocuri puncte termice individuale. Și asta pentru că noul sistem permite încălzirea apei direct în clădire, reducând semnificativ costurile pentru energie. 900 de puncte termice individuale sunt deja conectate în oraș. Mai rămân însă peste 2000 de blocuri în care sistemul de încălzire este învechit. Așa arată un sistem vechi de termoficare. Țevile vechi de 10 de ani sunt izolate, astfel încât căldura să nu se piardă până ajunge la toți locatarii. Oamenii se plâng totuși că plătesc sume mari și tot tremură de frig. E foarte rece. Păi bateriile scapă cei de vară, iarna. Iarna cât achitați pentru facturi? Câte 2000, 1000 ceva. Dar căldură nici de fier. Îmblăm în ciorapii de lână, îmbrăcat. Nu știu, spun că trubile sunt bătute. Țevile sunt vechi, dar ne ascultă. Cum dar? Dar până când am primit apartamentele de atunci și țevile sunt așa ea. Nu știu cum mai e o leacă, dar sunt așa ea. Subțiri de tot. Subțiri de tot. Și de unde și căldură? Acum 10 ani, în unele blocuri s-au instalat printre primele puncte termice individuale. Beneficiari sunt și locatarii unui bloc de pe strada Voluntarilor. Pierderile care erau înainte, undeva, spunem așa, la tur și retur, de căldură erau undeva de vreo 17-18, nu, la vreo 20%. Acum undeva vreo 70%. Adică
e mai efectiv, e mai bine. E de dorit, sigur, și la toate blocurile instalate. Se pare că și acest sistem trebuie înlocuit cu unul modern, deși la capitolul căldură este bine, cu apa caldă sunt probleme. 1500, 1300, asta pentru noi e cam bate la buzunare, oleac. Dar simte măcar e căldut sau... Nu, de căldură pentru noi foarte bine. Noi așteptăm vreo 10 minute până vine apă caldă. Dăm drumul la rece, 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 până... Da, apa se învârtește și aici se învârtește. 700-800 de lei e mult. Dar suntem mulțumiți că e cald. Așa arată un punct termic individual modernizat. În acest an, Termoelectrica a instalat 120 de astfel de instalații destinate încălzirii clădirii în regim automat. Există posibilitatea de reglare automată a temperaturii agentului termic, iar apa caldă va fi non-stop. Locatarii speră ca facturile să fie mai mici. Vreau să-l iei mamea prin boilere, dacă e să călzești drept la noi aici. Să vedem a mea, ar să fie apă și de o minută, două, la robinet, caldă, sau nu? E acasă, nu vrei să... Sperați și facturile să fie mai mici? Așa o promis că ar fi mai mici. Vă așteptați la niște scăderi? Nu, nu, nu. Sau poate la o încălzire mai bună? Sperăm. Am ajuns și vedea. Reprezentanții Termoelectrica au anunțat că în acest an nu vor majora tarifele la energia termică. Acolo mai muncesc. Starea drumurilor și a transportului public, gunoaiele și corupția sunt principalele probleme de care se plâng locuitorii din Chișinău. Cum vor să le rezolve aspiranții la Primăria Capitalei, aflați chiar de la ei în direct din studioul TVR Moldova. Și tot în studioul nostru vin cei care vă cer votul pentru a ajunge în Parlament pe locurile de deputat rămase vacante. Fiți așadar cu ochii pe noi, pentru că îi aducem în fața dumneavoastră pe candidații în alegerile din 20 octombrie, de luni până vineri, la ora 19. Curtea de apel de la Chișinău a publicat motivarea hotărârii prin care a validat mandatul de primar obținut de Andrei Năstase în urma alegerilor din 2018. Magistrații au stabilit că nu au fost motive întemeiate pentru invalidarea alegerilor. Politicianul crede că această decizie se datorează Curții Europene a Drepturilor Omului, care a cerut explicații Guvernului Republicii Moldova. Năstase a subliniat că acum el este primarul legitim al Chișinăului. Anunțul despre faptul că i-a fost validat mandatul de primar al Chișinăului câștigat în vara anului 2018 l-a găsit la o întrunire cu alegătorii, spune Andrei Năstase, care ia parte și la actuala campanie electorală. Am văzut telefonul plin de mesaje din Republica Moldova, din România, de la primarii din România. Foarte multă lume nu înțelegea practic ce se întâmplă cu această decizie. Această decizie se datorează în deplinătatea ei unei comunicări venite de la CEDO. Dacă nu ar fi existat această comunicare de la CEDO, această decizie nu ar mai fi fost pronunțată, probabil, niciodată. Năstase, care este candidată din partea blocului acum la funcția de primar al Chișinăului la alegerile de pe 20 octombrie, a anunțat că rămâne în cursa electorală. S-a demonstrat astăzi că adevărul este de partea noastră. Acum nu trebuie decât să ieșim masiv la vot pe 20 octombrie și să reconfirmăm victoria noastră de anul trecut. Amintim că ieri Curtea de Apel Chișinău a pronunțat o nouă hotărâre prin care au fost confirmate rezultatele alegerilor locale din 2018, în urma cărora Andrei Năstase a fost ales primar. El poate exercita acum funcția de primar general până la validarea noului edil al municipiului, care va fi ales în urma alegerilor din 20 octombrie. Decizia de ieri a Curții de Apel Chișinău, prin care Andrei Năstase a devenit primar legitim al municipiului Chișinău, demonstrează că sistemul judecătoresc din Republica Moldova este într-o situație dezastruoasă. Declarația aparține premierului Maia Sandu, care califică drept aberantă decizia de anul trecut a instanței de judecată care a invalidat rezultatele scrutinului. De cealaltă parte, opoziția califică decizia de ieri a Curții de Apel drept una politică, menită să-i crească popularitatea lui Năstase în preajma scrutinului electoral din 20 octombrie. Curtea de apel a validat ieri mandatul de primar al Chișinăului obținut de Andrei Năstase în urma alegerilor din 2018. Este un exemplu care demonstrează, pe de o parte, decizia aberantă de anul trecut
și dacă decizia de anulare a rezultatelor alegerilor din Chișinău și dacă vedem că anumite personaje care au participat la luarea acelei decizii se regăsesc și între cei care au luat acum altă decizie, avem o dovadă în plus despre faptul că sistemul judecătoresc este într-o situație dezastruoasă și că acest sistem trebuie curățat. În timp ce premierul vorbește despre necesitatea curățării sistemului judecătoresc, opoziția parlamentară spune că, de fapt, actuala guvernare și-ar fi subordonat definitiv justiția. Este mai mult un gest electoral. Probabil o chestie pur electorală, poate cuiva această decizie îi va ridica ratingul. Miroase aici și a presiunii politică, cel puțin din simplu motiv că am aflat că același judecător care prima dată a respins sesizarea, a doua oară o acceptă, același judecător în privința căruia tot acest candidat a făcut un denunț penal. Contracandidatul lui Andrei Năstase și-a exprimat speranța că decizia Curții de Apel este una bazată strict pe litera legii. Eu vreau să cred că toate deciziile sunt luate transparent. Nu vreau să dau apreciere astăzi unii sau alte decizii din instanțe de judecată. Anul trecut m-am expus, anul curent. Am zis, legea este una și trebuie să fie una pentru toți. După decizia Curții de Apel, Andrei Năstase ar urma să fie edil de Chișinău până la validarea mandatului următorului primar general. Întrucât Năstase este deja înregistrat în cursa pentru șefia municipalității, acesta ar urma să se suspende din funcția de primar general pentru a-și continua campania electorală. Ruslan Codreanu a depus un demers la Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală pentru a fi înregistrat în cursa pentru funcția de primar al Chișinăului. Asta după ce ieri Curtea de Apel Chișinău i-a dat dreptate și a anulat hotărârea prin care i s-a refuzat înregistrarea în campania electorală. Potrivit fostului primar interimar al municipiului Chișinău, judecătorii au recunoscut validitatea peste 800 de semnături pe care Codreanu le-a colectat pentru a se înscrie în cursa electorală în calitate de candidat independent. Lupta noastră din ultimele două săptămâni cu sistemul informațional și cu unii reprezentanți organelor electorale s-a încheiat cu succes. Pe mine asta mă face fericit. Noi am demonstrat fiecare semnătură din cele 797 de semnături că sunt oameni reali, inclusiv și ieri, prin faptul că am dus copii de pe buletinele oamenilor și le-am prezentat în instanță cu listele de subscripții în față ca să se vadă că sistemul a dat erori. Regret faptul că în astea două săptămâni și unii reprezentanți ai organelor electorale nu s-au prezentat cu onoare. Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău are la dispoziție cel mult 24 de ore pentru a spune dacă acceptă sau nu cererea de înregistrare în cursa electorală a lui Codreanu. Victor Chironda, candidat la funcția de primar general al Chișinăului, vrea să reia un proiect de reabilitare a mai multor străzi din capitala Republicii Moldova. Este vorba de reparația 6 drumuri din Chișinău, începută încă în anul 2012. Chironda a propus rezilierea contractului cu firma selectată atunci pentru lucrările de reabilitare, acesta fiind de calitate proastă și vrea să fie aleasă o altă societate. El a mai declarat că va organiza consultări publice cu cetățenii de pe străzile respective pentru a ține cont de cererile lor. Este vorba despre străzile Vasile Alexandri, Constantin Negruții, Ștefan cel Mare, 31 August, Tighina și Alexandru cel Bun. A fost alertă aseară pe aeroportul din Iași, un avion cu peste 100 de pasageri care venea de la München a avut probleme la aterizare. Piloții au anunțat turnul de control că echipamentul de bord le arată o defecțiune la roata din fața trenului de aterizare. Zeci de ambulanțe și echipaje SMURD au fost trimise de urgență pe pistă, dar până la urmă totul s-a încheiat cu bine. Alerta s-a dat în jurul orei 23:30. Piloții au sesizat că un senzor de la bordul aeronavei indică probleme la trenul de aterizare. Au făcut totuși o primă încercare de a pune avionul pe pistă. Apoi au reluat manevra și au reușit să aterizeze. Niciunul dintre cei 112 pasageri nu a știut ce se întâmplă cu adevărat. V-ați speriat? Da. Ce ați aflat? Am aflat că nu poate să aterizeze. Nu știam că sora mea trebuie să vină și să plec pentru... O zis că era o mașină cu pistă. Nu s-au deschis roțile. Ați intrat în panică, v-ați speriat? Nu, nu. Da, nu știu nimeni. Și am aflat că nu s-au deschis roțile. Sau nu s-au deschis roțile. Odată când și-am aterizat, clar s-au deschis.
Avionul, care aparține unei companii low cost, a aterizat în siguranță cu o întârziere de 15 minute. Senzorul aeronavă, la trenul de aterizare, a arătat o defecțiune. S-a făcut o încercare de aterizare, a verificat trenul de aterizare, totul a funcționat normal și după aceea s-a aterizat în condiții de siguranță. Dar în prima fază, așa este procedura, trebuie să facă un zbor de recunoaștere. Printre pasagerii avionului care venea de la München a fost și Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava. Au spus că era ceva pe pistă, nu știu mai mult de atât, dar eu am primit acum o poveste și să vedem. Trebuie, cred că, să lămurească. Nimeni nu a fost rănit, dar numeroase echipaje de la ISUS, MURT și ambulanță au fost mobilizate pe aeroport. Călătoria cu trenul în România va costa mai mult pentru cei care vor să fie siguri că vor găsi locuri în compartimente. CFR Călători vrea să scumpească rezervările pentru locuri, inclusiv în cușete și vagoane de dormit. Compania are nevoie de mai mulți bani și în contextul în care încă așteaptă de la stat peste 20 de milioane de euro pentru servicii deja prestate și vrea să cumpere trenuri noi. Prețul biletelor de tren rămâne neschimbat, cel puțin pe moment. Se scumpesc însă locurile rezervate în compartimente. CFR Călători a stabilit noile tarife care urmează să fie aprobate de Ministerul Transporturilor. Am luat decizia de a indexa aceste tarife de la 3 lei și 90 de bani la 5 lei, deci o creștere cu 1 leu și 10 bani pentru fiecare etichet rezervat. Tarifele se ajustează în funcție de rata inflației. Se scumpește și suplimentul de pat în vagoanele de dormit sau la cușetă, între 3 și 7 lei. Compania anulează și reducerea de 5% pentru achiziția biletelor pe internet. Cu acești bani ar trebui să investească cu atenție în mijloacele de transport. Ar putea să investească în curățenie. Compania are nevoie de mai mulți bani și pentru că vrea să cumpere trenuri noi. Pe de altă parte, are de încasat aproximativ 100 de milioane de lei de la stat pentru servicii de transport deja prestate. Ministerul, trebuie să o spun, an de zile a neglijat calea ferată, a favorizat transportul rutier. Dacă o ținem tot așa, ducem o politică contrar celei europene. Ultima achiziție de trenuri noi a fost în 2003. Recent, Autoritatea de Reformă Feroviară a deschis o licitație pentru cumpărarea de material rulant cu fonduri europene, dar procedura s-a blocat din cauza contestațiilor. Vorbim de primul lot de rame electrice destinate transportului suburban și regional. Eu sper în continuare să nu pierdem finanțarea alocată. Precedenta majorare a tarifelor CFR Călători a fost în 2013. Românii nu mai vor să-și petreacă sărbătorile de iarnă pe pârtie, ci pe plaje exotice. Cererea pentru vacanțe în țări călduroase a crescut de la an la an, iar agențiile de turism au vândut aproape toate pachetele spre Egipt, Dubai și Caraibe. Unii români aleg chiar să stea toată iarna în insulele din Caraibe. Și asta pentru că este mai frumos, mai cald și, culmea, mai ieftin. Așa arată paradisul în care se refugiază tot mai mulți români ca să scape de frigul din țara noastră. Biletele de avion sunt scumpe, dar odată ajuns acolo, mâncarea, cazarea și utilitățile pentru câteva luni costă mai puțin decât cheltuielile de peste iarnă din România. Cea mai bună climă am găsit-o în Caraibe. 3 luni cât stau eu acolo, nu transpir absolut deloc. Temperatura fiind noaptea 25 de grade, 26, ziua 32-34 de grade maxim. Dacă stai să faci o balanță, cazare cu alimente, cu distracție, cu toate celelalte, merită să stai acolo decât în România, fiind mult mai ieftină. În luna decembrie vom zbura în Miami și de acolo, pe un vas de croazieră, o să explorăm mai multe insule. Nu e greu să zbori atât de mult, atât de departe cu copiii? Nu este foarte greu. Este și mai bine dacă alegi un zbor de noapte când copiii vor dormi. Iar la destinație te așteaptă soare, te așteaptă plajă, nisip. Avem rezervări pentru sezonul de iarnă în Caraibe și de asemenea în Asia, în părțile calde. Reprezentanții companiilor aeriene spun că cea mai bună perioadă pentru achiziționarea biletelor de avion este în luna septembrie, iar cele mai ieftine rezervări sunt în general în ianuarie. If you want to book, don't wait too late, because normally the longer you wait, the price become more expensive. So I would say latest 2 months in advance before you're flying. Alte destinații populare pentru sărbătorile de iarnă sunt Dubai și Egipt. Zborurile charter din 30 decembrie spre stațiunile de la Marea Roșie sunt ocupate 100%. Chiar și cei care aleg să rămână în țară preferă costumul de baie în locul celui de schi.
Foarte mulți români vor să petreacă și în stil tradițional atât Crăciunul cât și Revelionul. Mulți dintre ei aleg stațiunile balneare, cu precădere hotelurile de 4 și 5 stele, care au și foarte bine dezvoltate zonele de spa și wellness. Dacă nu v-ați ales încă locul în care să petreceți Crăciunul și Revelionul, ar trebui să vă grăbiți. Pachetele avantajoase se epuizează primele. A plecat din poliție, dar s-a angajat la Salvatori. Vorbim despre fostul șef al Inspectoratului Național de Patrulare, care a demisionat din această funcție în vara acestui an, odată cu schimbarea guvernării. Dar Marin Maxian nu a stat fără ocupație prea multă vreme, el preluând postul de șef adjunct al Direcției Generale a Intervenției de la ICSU. După ce s-a schimbat guvernul de la Chișinău, iar funcția de ministru de interne a fost preluată de Andrei Năstase, șefii inspectoratelor de poliție au demisionat în lanț. Printre ei a fost și Marin Maxian. Însă la doar 10 zile după ce a plecat din funcția de șef al Inspectoratului Național de Patrulare, el a devenit șef adjunct al Direcției Generale a Intervenției din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. De la Ministerul de Interne mi s-a propus dacă aș fi de acord, deci am acceptat. Și respectiv încerc acum să asimilez deci noi activități. Din 22 iulie, anul curent, deci sunt șef adjunct de Direcție Generală Intervenție. Marin Maxian și-a dat demisia din funcția de șef al Inspectoratului Național de Patrulare pe 12 iulie, în timpul prezentării unui raport de activitate al instituției, fără a preciza motivul. Nici o zi fără grave accidente rutiere sau șoferi prinși beți la volan. În această dimineață, un microbuz în care era 19 persoane a fost tamponat de o mașină. În urma impactului violent, microbuzul a fost aruncat de pe carosabil și s-a răsturnat de câteva ori. Totul s-a întâmplat în apropierea localității Cucioaia din raionul Telenești. Accidentul s-a produs la ora 7 dimineața. Microbuzul circula regulamentar când a fost lovit lateral de un automobil. Șoferul mașinii de 63 de ani nu s-a asigurat în timpul manevrei de întoarcere într-un loc interzis unde era prezent marcajul rutier. Victimele din microbuz au fost transportate la spitalele raionale din Telenești și Sângerei. Pentru a preveni asemenea tragedii, oamenii legii au anunțat că vor face mai multe razii în trafic. Nu a durat mult până când un șofer a fost prins la volan în stare de ebrietate. Testul alcool scopic a arătat că șoferul avea 0,73 promile de alcool în aerul expirat. Autoritățile sunt în gardă și spun că pregătesc înăsprirea sancțiunilor. Sunt niște măsuri categorice pe care noi le examinăm, dar ați văzut, din păcate, cu toate că an la rând s-a majorat aceste amenzi, efectul practic este zero. Nu își produce efect aceste sancțiuni din mai multe considerente. Vedem că avem un sistem defectuos de sancționare a persoanelor care conduc în stare de ebrietate. În prezent, cei care conduc mașina în stare de ebrietate riscă amenzi de până la 25.000 de lei, suspendarea permisului de conducere și ridicarea autoturismului care va fi transportat la o parcare specială. În plus, șoferul e cel care achită pentru staționarea mașinii. În dorința de a face economie, tot mai mulți europeni aleg să-și repare dantura la Chișinău. Experții susțin că numărul celor care vin în Republica Moldova pentru a căpăta un zâmbet de milioane a crescut cu 15% doar în ultimul an. Și asta pentru că serviciile autohtone sunt de 4 ori mai ieftine decât cele europene. La asta se adaugă și apariția mai multor curse low-cost spre Chișinău. Implanturi, proteze, fațete dentare sunt cele mai populare servicii dentare pe care străinii le solicită la clinicile stomatologice din Republica Moldova. Lombardo Agustino a venit din Italia și spune că pentru întreg tratamentul dentar ar fi plătit la el în țară 19.000 de euro. Aici însă nu-l va costa decât 7.000 de euro. Contentissimo. Ho in mente di far tornare qua a parenti e amici. În acest fel, faima dentiștilor basarabeni se răspândește în întreaga Europa de la clienți mulțumiți de calitate, dar și datorită sumelor consistente economisite. După Italia, Spania este a doua țară europeană din care vin cei mai mulți pacienți în Republica Moldova. David Garcia este din Barcelona și spune că și-a adus întreaga familie în aceste zile la Chișinău pentru tratament dentar. Pues aquí yo he venido a que me arreglen la dentadura, un implante, que me han puesto un implante para sacarme alguna muela y para hacerme limpieza y...
O clinică dentară din Chișinău, care primește doar pacienți străini, spune că doar în acest an a simțit o creștere cu 20% a numărului de clienți. Cei mai mulți pacienți sunt din Italia, Franța, Elveția, Spania și Marea Britanie. În Moldova costă de la 200, 220, 250 de euro în sus un implant. În Europa același implant ar costa în jur de 1000 de euro. Proprietarul clinicii spune că stomatologii lui cunosc minim două limbi străine, pe lângă română și rusă, iar în sprijinul pacienților a angajat și 7 traducători. Vorbim rusă, română, engleză, italiană, spaniolă, franceză, germană. Experții susțin că turismul stomatologic a fost dezvoltat de basarabenii plecați în străinătate, care se întorc în țară pentru tratamente. Și grație promovării acestei idei de către diaspora, au început să vină prietenii cetățenilor Republicii Moldova, mulți s-au căsătorit acolo, au deja familie și iată, de la om la om s-a ajuns la o bază destul de solidă pentru turismul receptor. Capacitatea turismului medical din Republica Moldova ar putea reanima și mai mult economia țării dacă autoritățile ar investi în promovare, capitol la care Chișinăul este codaș în zonă. Campania Profi de la TVR Moldova demonstrează că un dascăl bun clădește viitorul umanității. Prin propriul exemplu, învățătoarea Maria Popa îi motivează pe învățătorii și managerii școlari să se implice activ în asigurarea unui act didactic de calitate în beneficiul elevilor. Am o cutiuță fermecată și vreau să-mi puneți întrebări. Eu vă răspund prin da sau nu. Să ghicim ce este aici în cutiuța mea. Este un strugure de poamă? Da, desigur, este un strugure de poamă. În sufletul acestei profesoare încă mai trăiește un copil curios, dornic de aventură și cunoaștere. În cei 33 de ani de experiență, Maria Popa a folosit toate metodele didactice învățate și a inventat altele pentru a-i surprinde pe elevi. Încă în fiecare zi, doamna Maria ne pregătește jocuri noi, proiecte, diferite teme. Îmi place când văd pe toți colegii, când mă salut cu profesoara noastră iubită Maria și că dacă în clasa 5-a o să avem alt profesor, eu nu prea aș vrea. În sufletul meu niciodată n-a murit copilul, din cel care s-a născut atunci și era de pe vremuri. Îmi place să fiu veselă cu ei, să trăiesc viața lor, să-i intrig mereu la lucruri curioase, să simt ceea ce simt și ei. În 1991, Maria Popa a predat prima lecție la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Chișinău. În acest an, instituția împlinește 50 de ani, un motiv de sărbătoare pentru colectivul didactic. Doamna Maria Popa face parte dintr-o categorie de oameni cu literă mare. Se implică, nu pur și simplu, cu o activitate, dar cu sufletul. Cu ocazia zilei profesorului, discipolii Mariei Popa au bătut la ușa clasei de unde a început lunga lor călătorie în lumea cunoștințelor. Bună ziua! Bună ziua, doamna Maria! Vă felicităm cu ocazia zilei profesorului. Ne-ați oferit baza pe care o avem acum și suntem personalități datorită dumneavoastră. Vreți să vă prind? A fost persoana care mi-a pus pixul în mână, m-a învățat efectiv să citesc, scriu și a fost acea care mi-a pus bazele pentru tot ce am învățat eu ulterior. Am doar amintiri plăcute, era o persoană foarte caldă, foarte bună, la suflet și școala era ca a doua casă. Adrenalină și cai putere. Șoferi de camioane din mai multe țări și-au dat întâlnire la Moscova pentru a-și arăta aptitudinile, dar și pentru a-și etala vehiculele personalizate. Imagini de la Festivalul Camioanelor vedeți mai târziu în Telejurnal.
Armata Turciei va trece în curând granița cu Siria, anunță autoritățile de la Ankara. În zona e o intensă activitate militară. Sunt convoaie de vehicule militare și antrenamente pe care le fac aliații turcilor din Armata Siriană Liberă, grupare de opoziție. Trupele americane s-au retras acum două zile pentru a permite această ofensivă menită să-i împingă pe militanții curzi dincolo de un perimetru de securitate pe care Turcia vrea să-l instituie în nordul Siriei. Disperați, curzii sirieni avertizează că ar putea cere ajutorul Damascului sau al Moscovei. Comunitatea internațională avertizează asupra escaladării violențelor într-o regiune deja aflată pe un butoi de pulbere. În scandalul Ucraina dintre președintele Trump și Congresul American, războiul este deja declarat. Așa că nu e mirat pe nimeni ultimul anunț făcut de Casa Albă, și anume refuzul de a coopera la ancheta inițiată pentru o eventuală procedură de destituire a președintelui pe motivul lipsei de legitimitate. Congresul ceruse Casei Albe să furnizeze documente legate de discuția telefonică pe care au avut-o la 25 iulie președinții american și ucrainean. Parlamentarii încearcă să afle dacă Donald Trump și administrația lui au făcut presiune asupra Ucrainei pentru a deschide o anchetă legată de fostul vicepreședinte Joe Biden, perceput ca potențial rival de temut la prezidențialele de anul viitor. Răspunsul Casei Albe, tranșant, a venit într-o scrisoare de 8 pagini. Cererea dumneavoastră nu are o bază constituțională legitimă și nici cel mai mic caracter de imparțialitate. Prin urmare, puterea executivă nu poate fi obligată să participe. Din ce în ce mai înverșunat, președintele numește din nou întreaga afacere o înșelătorie. What they did to this country is unthinkable. And it's lucky that I'm the president, because I guess, I don't know what, a lot of people said very few people could handle it. I sort of thrive on it. Șefa Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, acuză administrația americană de tentativă ilegală de a ascunde faptele prin refuzul de a coopera la anchetă. This is really dangerous. What the president did on the call with the president of Ukraine, seriously, could undermine our national security. În cadrul investigației, Camera Reprezentanților a trimis mai multe citații prin care le solicită unor membri ai administrației participarea la audieri și furnizarea de documente referitoare la contactele președintelui Trump cu Ucraina. În Germania au fost semnalate noi cazuri de contaminare cu listeria. Până în prezent s-au înregistrat 37 de îmbolnăviri, iar două persoane au murit în landul Hesse. Fabrica de mezeluri de la Wilke, de unde proveneau alimentele, a fost închisă săptămâna trecută. Potrivit organizațiilor consumatorilor, autoritățile știau de câteva săptămâni că există probleme acolo, dar au acționat prea târziu. Infecția cu listeria se tratează, dar poate duce la deces în cazul persoanelor cu imunitate scăzută. Un festival inedit a avut loc în capitala rusă. Șoferii de tir din mai multe țări au venit nu numai să-și arate aptitudinile, dar să-și etaleze și mașinile personalizate. Cu amănunte, Liviu Iurea, corespondentul TVR la Moscova. Pe lângă partea de show, festivalul vehiculelor de cursă lungă și mare tonaj este o ocazie în plus pentru șoferi să se întâlnească, să schimbe impresii și să povestească diferite întâmplări prin care au trecut. Pentru că își petrec foarte mult timp pe drum, tirul este casă pentru șoferi. De aceea, mulți își personalizează mașina. Все, що здесь из нержавейки, алюминия, оно должно блестеть. Чтобы оно блестело, берется полировальная машина и делается так, чтобы было свое отражение видеть в этом, ну, элементе. Odată cu lăsarea întunericului, șoferii de tir aprind toate beculețele, farurile și fac un tur de onoare cu mașina în aplauzele spectatorilor veniți să îi admire. Există și o explicație pentru multitudinea de lumini instalate pe tir. У многих машин очень яркая иллюминация, и в ночное время суток очень круто увидеть, как грузовик сверкает, мигает, горит своими фонарями, дудит, и это ярко, красочно и поднимает дух. Meseria de șofer de cursă lungă este îmbrățișată și de femei, mai ales în ziua de astăzi, când tehnologia este destul de avansată. А что тяжелого? Я груз не гружу. У меня есть кур, есть ПГУ, то физические силы я никакой не применяю. Festivalul are loc în mai multe orașe din Rusia: Moscova, Chelyabinsk, Nabereșnie Celnă și Kazani. Din capitala rusă, pentru Telejurnal, Liviu Ura.
Dubla cu Feroe și Norvegia din preliminariile campionatului european este una revenirilor. Selecționerul României Cosmin Contra a readus sub tricolor mulți jucători care în ultima perioadă nu au mai fost convocați. Mitrița și Nistor sunt jucătorii care revin la națională pentru importantele meciuri cu Feroe și Norvegia. N-am nimic cu domnul Contra. Dacă aveam ceva cu el, nu mai eram aici. Dacă avea ceva cu mine, nu mai eram la națională. După meciul cu Suedia, când m-a scos la pauză, n-a fost absolut nimic. Iar a doua zi a fost nu m-am antrenat ok. A fost din partea mea am avut motivație. El va vedea bine la ora jocului cu Isule Feroe. De ce nu? Da? Noi vom evolua, cum am zis, vom vedea. Ultima experiență cu el venind din America nu a fost prea bună. Știam ce se întâmpla la națională, pentru că atât eu cât și Mitrița, cel puțin după meciul din Suedia, toată lumea critica selecția pentru că venim din campionatele de unde venim. Adică nu aveam gânduri să mă retrag, pentru că e mult spus, că nu sunt nici agi, nici mult, n-am făcut nimic pentru națională. Am lipsit un an, am avut probleme medicale, dar nu m-am gândit să mă retrag. Sper să, cum am spus, o să mister să-l fi convins și pe ceilalți să vină montați să dea totul pentru echipa națională. În ultima perioadă doar am fost convocat, dar nu am apucat să evoluez. Sper ca cu aceste două meciuri să evoluez și mă bucur foarte mult că am revenit la echipa națională. Deși joacă împotriva campioanei mondiale la sub 20 de ani, tricolorii mici vor să repare startul slab din preliminariile Euro 2021. Acum 2 ani, Ucraina a răpit calificarea României la campionatul echipelor sub 19. Ucraina este deținătoarea titlului mondial la sub 20 de ani, iar elevii lui Rădoi știu că trebuie să fie precauți. Cred că asta îi face și mai favoriți pentru că au câștigat mondialele, dar noi trebuie să ne facem treaba noastră și să câștigăm acest meci. Selecționerul nu își face griji, calificările sunt abia la început. Când am preluat echipa națională de tineret, mai erau 4 partide și noi eram pe locul 3 în acel moment. Deci lucrurile se pot întoarce foarte ușor prin 2 partide și atunci presiunea din clasament, în momentul de față, indiferent dacă am fi primit sau ultimii, chiar nu contează pentru că sunt destul de multe puncte puse în joc. Sunt pretenții foarte mari, având în vedere că la campionatul european am făcut o figură frumoasă. Cred că ar trebui să câștigăm grup. Rădoi se gândește deja la jucătorii pe care îi poate lua în lotul pentru Tokyo la anul, inclusiv la cei 3 care pot depăși limita de vârstă impusă pentru Jocurile Olimpice. Deja avem din cei 5 care erau cu noi, vor trebui să cadă 2, dar apar și jucători de la echipa mare care pot fi luați în calcul. Și aici un Istor, un Stanciu, care oricând e clar că în momentul de față arată că poate să decide un meci chiar și la Olimpiadă. Mă bucur dacă vine din partea lui, iar dacă însul va apela la mine, cu siguranță, dacă voi fi lăsat de club sau știu eu ce demersuri trebuie făcute, voi fi acolo. Campioana României la handbal merge din victorie în victorie și domină Liga Florilor. Vâlcenele au învins în Bănie și conduc cu maximum de puncte în clasament. În direct la TVR, vâlcencele au început tare și au continuat la fel, conducând mereu cu ecarturi de la 2-3 până la 7-8 goluri. A fost 8-14 la pauză, campioana impunându-se până la urmă la 4 puncte diferență, 23-27. SCM Râmnicu Vâlcea rămâne singura echipă neînvinsă și conduce în clasament după 6 etape cu maximum de puncte, 18. Noi am întâlnit o echipă profesionistă, ceea ce noi nu suntem. În acest moment, diferența este zi și noapte între noi și campioana României. Noi ne păstrăm nivelul, am încercat la nivelul la care noi suntem și cu condițiile care le avem să oferim ce avem mai bun. Am dat posibilitatea tuturor jucătoarelor să intre pe teren și au făcut în mare parte datoria. Mai sunt jucătoare care rămân datoare vis-a-vis de joc. Însă una peste alta cred eu că SCM Râmnicu Vâlcea a fost mai bună astăzi. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei.
Banca Națională a stabilit un curs oficial de 17 lei și 63 de bani pentru un dolar american cu 3 bani mai puțin. Valoarea monedei europene scade la 19 lei și 35 de bani. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 7 bani, iar hrivna ucraineană va avea valoarea de 71 de bani. Rubla rusească se va tranzacționa cu 27 de bani. Iar pe final să vedem datele meteo. Bun găsit, urmează noapte cu cer variabil în Republica Moldova și minime de până la 12 grade Celsius. Mâine va fi puțin mai cald, maxima va urca până la 23 de grade, iar ploile vor lipsi. La Chișinău așteptăm 10 grade în această noapte și 21 de grade mâine la prânz. În România vremea se va încălzi, mai ales în regiunile sudice, unde vor fi și 26 de grade, dar spre seară ploile vor cuprinde mare parte din țară. Acestea au fost informațiile, să aveți o seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați, știrile noastre le găsiți pe site-ul tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova. În câteva minute încep dezbaterile electorale moderate de colegul meu Mihai Rădulescu. Eu sunt Stella Danilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară reușită să aveți. La revedere!